Na ziua bine v-am găsit, suntem pe data de 22 octombrie și astăzi o să vă arăt rezultatul unificărilor. Am făcut mai multe unificări și mai trebuie să fac una, fiindcă bănuiesc că într-un loc nu e o mată. Bun, aici este o familie la care i-am schimbat matca și ca să-i schimb matca i-am pus o i-am adus-o un roi am adus un roi mic aici. Acum 4 zile am făcut acest lucru. Și vreau să văd în ce măsură s-a adunat colonia. Bine, acum vreau să o organizez eu un pic. Este în ghem, s-a format un ghem așa. Aici văd că albina a părăsit această ramă. Aici voi aduce o diafragmă de polistiren. Și acum să arunc o privire așa pe câte rame îl las. Normal că o să-l las pe mai puține. El este acum pe 9 rame, la cum s-au unit. Am aici o ramă cu miere. Să văd pe câte rame rămâne. Deci aia e o ramă cu miere. A dat o brumă grozavă azi noapte. Aici este o altă ramă cu miere. O să scutur din aceste rame, că nu va ierna așa. Ar putea să rămână și așa, dar iată cum se strânge albina foarte tare în ghem. Le deranjez eu un pic acum, dar spre binele lor, să zic așa. Atâta timp cât albina este în ghem, matca există. Ar trebui să existe. E o matcă tânără. Am adus tot roiul. Sare un pic albina, e normal. Aici ne apropiem de diafragma de unificare. Dacă vreți să vedeți cum arată un ghem, acum se vede foarte bine. Mă uit după mătcuță, dar sigur e ea pe undeva. Iată, grosul albinei este mai spre centru. Poate aceasta o să fie o colonie mare, mare, mare. Va fi o colonie. Acum nu știu cât albine se va pierde, dar va arăta foarte bine. Și
cioè questa zona deve unificare. Asta ramă este mai goală. Albine așa îi place pe rama aceasta unde e mai gol. Și să intre în mască. M-a interesat să văd un pic matca, dar e mult albină, nu prea am cum să o zăresc. O să scot acum diafragma și o să-i organizez cuibul. Iată ce dita mai colonia rezultă din unificare. Acum mă interesează și în partea opusă să văd câtă albină mai e. Albina a trecut prin acel ochi, deci s-a unificat prin acel ochi. Acum putem să scuturăm, o să facem un pic de vâlvă. Sunt un pic nervoase ele, dar le voi afuma acum. Deci o să fie un gem mare. Totuși trebuie să urmăresc, chiar dacă nu le convine lor. Trebuie să urmăresc un pic cantitatea de albine rămasă în partea opusă. Și să văd cam pe câte rame las. Eu nu sunt așa liniștit până nu văd matca, dar na, bănuiesc că e în regulă. Un pic de fum.
la cum văd eu, albina este suficientă, adică nu era normal, fiindcă e unificat. Rezultă o colonie foarte, foarte mare. Și vreau să-i scot două rame. Două rame, pe puțin. Adică două rame, cred că o să-i scot. Fiindcă mai am nevoie și în altă parte de miere. Mai arunc o dată o privire la rame. O singură dată mai arunc o privire, fiindcă vrea să fiu sigur că e matca prin zonă. Bun, deci am decis că am ce rame să-i scot. Nu poți strânge foarte tare când e o cantitate mare de albină. Eu, de-a lungul anilor, am practicat mai multe metode de a strânge. Am strâns și foarte tare și mai puțin tare. Dar când n-aveam experiență să-i hrănesc familia puternică, așa cum e și aceasta, asta e foarte puternică. Și eu, dacă strâng o astfel de colonie foarte tare, de exemplu, să o las în 6 rame, să zic, sau în 5 rame, ar fi nu prea grozav. Iată, aceasta este o ramă care va rămâne aici. Am să izolez și peretele acesta cu o diafragmă. Să izolez acel perete cu o diafragmă. Acum o să-i pun eu titlul la filmul ăsta, Familia după unificare și erunarea unei familii puternice. Să spunem că va fi un film mai interesant. Deci, această ramă este una cu miere. O să vină la perete până mai bâzevie spilii, o să mai vină el încoace. Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mă gândesc să iau și această ramă. Aceasta o să eu iau, deci două și mai iau una. Deci trei rame o să iau. Îi luăm trei rame, două, trei. Așa, mutăm și asta. Nu știu dacă aș mai deranja-o. E mai amat ca pe undeva pe acolo. Mai am o astfel de familie care
ar trebui să tot aceeași lucrare am să o fac și la acea familie. Parcă aș mai arunca o privire. E multă albinuță. O să zăresc matca pe aici, pe undeva. E o matcă mai brunețică. Vedeți aceste rame din mijloc, trebuie să aibă un pic de loc pentru a-și forma cuibul, chiar dacă e mai puțină miere, nu trebuie să fie chiar fără miere, dar să e mai puțină. Deci a reușit să-și gestioneze foarte bine temperatura. O singură ramă așa mai cu puțină miere. După aceea începe să fie gata, este și mătcuța, este aici. Bun. Sunt liniștit. Acum pot organiza cuibul. Deci mai am de scos o singură ramă. Ce familie puternică rezultă din unificări. Deci și această ramă vreau să o scot. Acum scutur albinuții, le voi scutura în acest loc, scot 3 rame și va rămâne cu 7 rame. E o problemă, se urcă ea sus. S-au mai anunțat câteva zile mai bune. Așa că e ultima intervenție, să zic așa, la albinuță. Am făcut rost de 3 rame cu miere. Și o familie foarte, foarte puternică de iernă. Deci unificarea este destul de sigură, se pare că cred că e cea mai bună metodă de a unifica o astfel de familie, toamna târziu, îți faci vara niște nuclei și după aceea faci unificări cu nucleele respective. Mâncare este, cum să zic eu, am lăsat mâncare suficientă cât să stea albina fără stres pe perioada rece. Aici avem rama cu mâncare. Aducem diafragma aproape.
și astfel va ierna în condiții bune. Mă duc să aduc materialul izolator. Materialul izolator constă foarte simplu în aceste păturele și această pânză. Această pânză nu este una oarecare, e o pânză din aceea de care se vinde pe la magazinele apicole online. Material care într-o parte lasă umiditatea să treacă și spre interior nu, cum ar veni. Deci din interior către exterior lasă să treacă umiditatea și din exterior spre interior nu. Deci dacă torn aici, apă nu curge în interior. E un material foarte bun. Fiindcă căutam o pânză în trecut pentru a fi un fel de liant între această pâslă, și rame. Nu pot spune această pâslă direct peste rame, că iese praf și pulbere. Așa, punem podișor. Punem un podișor. Și încă o pânză. Și până când venim noi cu turtele la el. Acum, turtele au și ele rolul lor, adică dacă vrei să activezi un pic colonia undeva prin 15 ianuarie, se poate da o turtă chiar dacă are miere, pentru a activa colonia. O activez pentru... Ca ce? Pentru ce să o activez? Păi, să înceapă ponta, de-aia o activez. Bun. Folia o punem deoparte, dar... Anul ăsta schimb toată folia. Și acum tot aceeași lucrare fac și la restul. Vă mai arăt încă unul așa deasupra, dar nu voi mai filma, fiindcă este aceeași lucrare. O să vedem. Iată, ăsta este următorul care... Tot aceeași unificare am făcut-o. Și tot așa mare, nu știu dacă e chiar așa mare. E pe 1, 2, 3, 4, 5. Nu, este un pic mai mic. Bun. Cam atâta. Rezultatul unificărilor este perfect. Mai mult de atâta n-am ce să arăt, adică poate ceva pe la nuclee, cum le voi iarna. Bun, până data viitoare, numai bine!